Un accident mortal a avut loc marți seara în localitatea Popeni, județul Sălaj. Din primele cercetări efectuate de polițiști, se pare că un bărbat de 83 de ani a traversat drumul prin loc nesemnalizat și a fost lovit de către o mașină înmatriculată în județul Cluj. La fața locului a fost solicitată o ambulanță pentru a acorda primul ajutor, însă după mai multe manevre de resuscitare au fost nevoiți să constate decesul. Un vecin ne-a declarat faptul că a fost de puțină vreme la bar și victima a băut o cafea, după care a plecat acasă cu pâinea pe care a cumpărat-o de la magazin. Polițiștii au testat șoferul cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, însă se vor face și analize de sânge pentru a fi sigur de rezultate. Accidentul de circulație s-a produs pe drumul național 1H în localitatea Popeni. Din cauza indisciplinei unui pieton care se afla pe partea carosabilă, a fost surprins și accidentat grav de un autoturism matriculat în Cluj. Din păcate, pietonul a decedat la fața locului. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea clară a condițiilor care au dus la producerea accidentului. Ați văzut ce s-a întâmplat? Eu n-am văzut. Nepotul lui și ăsta e frate. Dar uite-te, dumneata, așa, uite-te, cizma și, cizma acolo, acolo e cușma și umbrela și pita, ale mi-au fost în mână. Cum m-au putut ale ajunge în halul acolo? Și unii ale două, că ale două au fost în picioare la el. Cum m-au putut ajunge ale acolo? O să mi-e așa, așa, pe mi-e ta. No, judecata așa, eu nu judec, să vedeți așa. Câți ani are domnul? Are 70 și... Auzi, cât are? 70 și... 80. Câți ani are? 83. Are 8, 7, 8. E cu 9 ani mai mare ca mine. Eu am 73, el are 83. Când ați venit aici la fața locului dânsul, era conștient? Nu, era pe loc, o băgată în salvare, dar... Aparatele pe el. A doua oară când am mai venit, n-a mai fost aparate. Mort. Am văzut acasă pe tata, că e frate, îl vadă, am văzut pe sorul sa. A zis că a fost cu dumneavoastră? Da, a fost la bar. A servit o cafea, nu mai știu ce a servit, a luat niște țigări și a venit acasă. Atât. A trecut oare strada neregulamentar? Sau? Asta nu știu, dar probabil, dacă șeful de post a zis că l-a ocolit o tură și au venit domnii. Și l-a luat așa, că nu s-a asigurat și a trecut și gata. L-a luat săracul. Face probleme la domnii șoferi. Aia e problema, că dacă nu s-a asigurat, nu-l mai lovea. Dar nu s-a asigurat și l-a luat. Pe timpul ăsta, vremea asta ploioasă, ne mai gândim noi la chestii din astea, că trece un bătrân din ăsta. Asta e problema. Da, dar a fost cu mine în bar, a servit o cafea, acum de băut, nu l-am văzut să bea și-o luat niște țigări și-o aprins umbrela și-o zis că vine acasă. Și uite că a trecut strada și-o făcut probleme la altul, care nu trebuia. Ce-o ține în capătate?